Vă întreb altfel, turul 2 Dinamo Zagreb, ce șanse are CFR? Îi scoate și pe Dinamo Zagreb. Haideți, iar sunteți dumneavoastră pozitiv să-i ambiționați, dar e greu rău, de tot au o echipă de 80 de milioane. Și dacă au ce? Îi bate CFR-ul, aș să vedeți. Îi bate direct, spuneți? CFR-ul e echipă bună, oameni. Da. S-a cam chinuit aseară, mă rog, până la urmă s-a terminat 2-0. Cu niște copii, cu da. Niște absențe. Deci spuneți că trecem mai departe. Bineînțeles. Da, acolo, totuși, să nu ignorăm previziunile domnului președinte. Domn președinte, vă întreb altceva. Adversarii, să spunem că ajungem play-off-ul Ligii Campionilor. Adversarii ar fi Salzburg, Olympiacos, Celtic și Slavia Praga. Putem visa la, grupele Ligii Campionilor pentru CFR sezonul ăsta? Să știi că nu e imposibil. Nu e imposibil. Dar cu astea nu e tur-retur? Nu. În play-off va fi... în play-off tur-retur. Până la play-off e doar... Atunci știți că este... Este foarte greu, dar s-ar putea chiar să intre în grupe. Deci spuneți că ar fi fost un avantaj pentru CFR să fie o singură manșă și play-off-ul? Nu. Deci nu, avantaj? Foarte... Da. Joacă foarte bine în deplasare CFR-ul. Ați văzut și la Craiova. Joacă bine. Și cu Celtic, vorba aia. Da. Domn președinte, ce credeți că ar mai trebui să aducă CFR-ul ca să se întărească pentru nou sezon? Pe ce poziții? Păi întrebați-vă pe Dan Petrescu. Părerea mea este că orice jucător valoros care îl pot aduce este un bonus pentru echipă. Da. De Beliuh are valoare de CFR Cluj? Cine? De Beliuh. Păi eu de un să știu, frate. Păi așa la Hermannstadt, l-a lăudat lumea așa. Eu l-am văzut la Sibiu, a jucat bine, n-a jucat rău. Da. Dar nu știu, dar dacă l-a luat Dan Petrescu înseamnă că știe el ceva. Adevărul e că n-a prea greșit la transferuri Petrescu. Nu, ăsta e antrenor bun, manager bun. Dar se poate lupta cu turcii pentru Alibek? Mai are, credeți, putere financiară CFR? Nu, cred că n-au putere financiară să le ia pe Alibek, dar dacă le ia pe Alibek, intră în grupe. Interesant, dar vă întreb altceva. Alibek e cel mai bun fotbalist din România. Dumneavoastră, ce sfat i-ați dat lui Alibek? Să meargă la Şumudică, de exemplu, în Turcia sau să meargă la CFR? Să meargă la Şumudică, sunt bani siguri. Adevărul ăsta e, da. Spunea și Şumudică, salarii foarte mari, n-au să plătească transferuri, dar au de salarii foarte bune. Bun, și ăla e antenor, de 24 de carate, nene. Da, mai bun decât Dan Petrescu? Amândoi sunt buni. Valoroși amândoi.